am puține minute. Așa că o să mă rezum la o îmbrățișare. Pe care am să o formulez în felul următor. Domnul Petru Doțiu a spus că cartea asta e o carte sentimentală, nostalgică. E într-un fel o carte sentimentală, pentru că mult timp, și asta sunt sigur că oricare dintre dumneavoastră a experimentat, mult timp eram cel mai tânăr de oriunde eram. Și e foarte ușor să te instalezi în conștiința că ești cel mai tânăr oriunde te-ai duce. După aceea am debutat în 92, târziu, aveam 35 de ani. Și în mod paradoxal, deși eram la jumătatea drumului potrivit lui Dante, tot tânăr mă simțeam, pentru că, prin contrast, întrucât numele meu straniu oricum, Patapievici, cum te poți numi Patapievici? Bizar. Și faptul că mi-am păstrat ca scriitor numele civil, îi se datorează celui care m-a debutat, Alex Leo Sherman, care a zis Patapievici? Foarte bun. Nu vezi? H.R. Patapievici. Perfect. Și așa am rămas Patapievici, că altfel vreau să debutez cu altul. Deci, întrucât nu se știuse de mine nimic, toată lumea a presupus că sunt foarte în vârstă. Și pentru că am făcut elogiul pușcăriilor și al respectului pe care îl datorăm celor care au fost în pușcării, s-a zis, a, ăsta e un vechi deținut politic. Și acum a debutat. Astfel încât, la 35 de ani, să se creadă că ești de 75, iarăși eram tânăr. Și m-am simțit confirmat în tinerețea mea, deși nu mai eram tânăr. Și după aceea m-am apucat să fac treabă. Și am uitat cum trece timpul și au fost anii de stradă, când am fost tot timpul pe stradă și am devenit și freelancer ca să pot să fiu tot timpul în miezul lucrurilor și asta a fost până în 2000. După aceea am uitat de mine pentru că am intrat în CNSAS și m-am războit cu deținătorii de arhive și cu securiștii și cu toți ăștia și cu instituțiile lor și iarăși Iliescu a apărut pentru a treia oară și nu se mai termina așa. Și după aceea am intrat la Institutul Cultural Român alături de Mircea, care eu m-am arătat spre el, dar noi am făcut împreună treaba asta. Este aici pe undeva Brândușa Armanca, care a fost directorul nostru la Budapesta și a făcut o treabă excelentă, a fost o echipă extraordinară și au trecut deodată 7 ani jumate, 8 ani, fără să știi cum au trecut. Pentru că între injurie și succese, nici nu știu dacă nu trebuie să spun succesuri, s-a desfășurat toată viața noastră și fiecare a pus ceva deoparte din el, de urgența lucrurilor în care eram implicați. Iar succesul a fost cu asupra de măsură. A fost un mare succes pentru țara noastră ce s-a făcut la ICR. După aceea injurile, nu știu ce, și m-am retras în 2012. Și a fost tamponul lung, care a durat aproape, nu știu, 8 ani, în care m-am trezit din această beție a activității, în care am intrat în 92. Și am descoperit că am îmbătrânit. Și, într-adevăr, nu zic că sunt un babalăc, dar am îmbătrânit. Am îmbătrânit, au trecut foarte multe lucruri pe lângă mine și când Gabriel Liceanu s-a enervat pe mine că nu mai public nimic, mi-a zis că are un folder, Horia, în care pune lucruri pe care le socotește bune. Dă-mi-l să-l văd. I-am zis, mi l-a arătat și în jurul lui am construit, am compus din texte pe care unele le și uitase, o carte pe care am intitulat-o Despre viață, destin și nostalgie, din motivul pe care Mircea l-a semnalat, că viața este un lucru pe care l-am elogiat în continuu și când am făcut-o, n-am uitat nicio clipă că e cineva care s-a definit ca fiind eu sunt.
adevărul, calea și viața, țara care este destinul inconturnabil al unei comunități, pentru că nimeni, dar nimeni, nu poate sări peste umbra lui, iar umbra noastră a tuturor este țara, și pentru că Europa, care îmi stă la inimă, s-a hotărât de câteva decenii să se autorepudieze în ceea ce a avut fundamental, și n-am să evoc din nou creștinismul, care este un cuvânt care nu poate fi rostit în cercurile înalte ale puterii de la Bruxelles sau Strasbourg, dar umanismul, tradiția umanistă, care este legată în mod fundamental de tradiția creștină, pentru că umanismul nu apare deloc în Antichitate, deși sunt nume așa, el apare pe fond creștin, în mod fundamental. Și primul umanism este umanismul creștin. Umanismul este repudiat sub forma unor reforme de învățământ aberante, directiva Bologna, care a fost îmbrățișată în mod cretin și care reprezintă decesul Universității Humboldtiene, care ea însă și reformase și reformulase marea idee a universității medievale, scolastice. E bine, toate astea sunt astăzi călcate în picioare, într-un fel care e foarte îngrijorător, pentru că am vorbit mai devreme de Monica Lovinescu și Virgilie Runca ca martor și martir, pentru memorie care este fundamentală pentru identitate și continuitate. E bine, când atentezi la memoria ta conștient, atunci ești pierdut. Figura clasică, fundamentală a Europei este Eneas, care părăsește Troia în flăcări. Dar o face avându-l în spinare pe taică său, are într-o mână larii și penații casei lui, pleacă cu zeii și cu strămoșii și n-are de mână pe Anchise, pe Fisul. Așa mergi înainte, cu strămoșii în spinare, cu zeii în mână și cu copiii de mână. Ori larii și penații astăzi izbucnește în râs. Birocrația. În spinare e toată birocrația, nu? Iar de mână pe cine sunt? Păi mă abțin, pe părinte 1 și părinte 2. Că nu mai putem să spunem mamă și tată, că să sparie gândul de cât de reacționar devenim. Deci e un duh de sminteală și așa un vânt de prostire, doamne, care bate. E ceva de... Bună, Radu. Care te... L-am salutat pe Radu Vancu. E ceva de... Îți stă mintea în loc, pur și simplu. Și atunci am scris o carte nostalgică sau am alcătuit din ceea ce sunt o carte nostalgică, neuitând că în ultima carte pe care n-a terminat-o, Andre Malraux, care este unul dintre eroii adolescenței mele, un geniu absolut de altfel, spunea în Omul precar și literatura, într-un loc, ce accent ar mai putea înlocui pentru omul modern nostalgia. Și tot el a spus, moartea transformă viața în destin. E bine, există un mod de a te instala în nostalgie care transformă viața în destin fără să mori. Și acest lucru l-am ilustrat prin această carte, pe care are dreptate domnul Petru Doțiu. Este o carte sentimentală și nostalgică. Vă mulțumesc foarte mult și înainte să închei, v-am spus că am să-mi prezint cartea mulțumindu-i foarte mult lui Mircea, pentru că a fost alături de mine și este prieten esențial al vieții mele, cu o îmbrățișare. Iar această îmbrățișare vine ca o continuare a ce am spus despre Virgilie Runca și Monica Lovinescu. Datorăm Timișoarei cel puțin o înclinare adâncă.